Hai, acțiune! Eu sunt Andreea Manolache, am 18 ani, vin din Galați și sunt elev. Am ajuns să cânt după ce am intrat în corul bisericii, apoi oamenii de la biserică au observat că mă pricep la muzică și am început să cânt cu o echipă. Sunt oameni cu joburi normale care doar iubesc muzica. Este o biserică în care muzica ocupă un loc destul de important. Noi o numim laudă și închinare prin muzică. Cântăm piese care sunt în mare parte bazate pe Biblie și versete din Biblie și idei și adevăruri din Biblie. Dumnezeu ne cheamă să avem o relație personală cu El, să-i fim prieteni. Și asta sunt eu, consider că sunt prietena lui Dumnezeu și Dumnezeu îmi este mie prieten. Cel mai frumos mod în care putem să-i arătăm dragostea noastră Dumnezeu este prin muzică, pentru că El a creat-o până la urmă. De aceea m-am și apucat de muzică, pentru că am vrut să investesc în ceea ce Dumnezeu a vrut de la mine, să cânt. I was cheated by you and I think you know it. Oh, ce frumos! So I made up my mind, it must come to an end. Just one look and I can hear a bell ring. One more look and I forget everything. Oh, mamma mia, here I go again. My, my, how can I resist ya? Yes, I've been broken hearted, blue since the day we parted. My, my, will I ever let you go? I was angry inside about things that you do. I can count all the times that I thought we were through. And when you're gone, oh, when you slam the door, I think you know that you won't be way too long. Here I go again, my, my, how can I resist ya? Yes, I've been broken hearted, blue since the day we parted. My, my, did I ever let you go? Mamma mia, now I really know. My, my, I could never let you go. Ce mișto a fost! Mulțumesc! Hey! Am simțit să te aplaud așa cu putere! Păi spune, Raluca! Ah, ce cântare frumoasă ai făcut-o astăzi aici! Ai făcut un moment superb! Mulțumesc. Ai o voce foarte frumoasă și o stăpânești foarte bine! Să știi că stăpânești mulțumesc foarte bine și instrumentul de aici, nu doar cel din mână! Mulțumim foarte că ai venit bine pe la noi! Și eu mulțumesc că m-ați primit! Smile, te rog! Păi, m-am transportat instantaneu pe insula asta unde în s-a Grecia filmat, unde s-a filmat Mamma Mia, da, da. Chiar am ajuns acolo. Frumos, auzeam și pescărușii, auzeam marea, valurile, cum se izbeau de mal. Îl vedeam pe Pierce Brosnan, cum așeza masa. E perfect, deci fantastic. Mi-a plăcut foarte mult, ai o voce foarte dulce, foarte liniștitoare. N-ai greșit o notă, nimic, foarte bine. Nimic. Deci a fost superb, singură, superb. Adică a fost exact... Ai văzut musicalul Mamma Mia, nu? De multe ori. Nu știu, după părerea mea, ABBA a reușit să dea niște piese care vor rămâne în istorie și în orice orchestrație parcă sună bine. Da, foarte asta, frumos, asta foarte am observat frumos și eu, că mulțumesc, trupa asta a făcut atâtea hituri și le reinterpretezi altfel și parcă tot hit sună. Orice da ai faci, poți să le strici în toate felurile. Tot. Andreea, ai sunat foarte bine. Și mă bucur că ai ajuns într-un spațiu mai mare. Sper să ajungi în spații tot mai mari, poate chiar și în aer liber, să le cânți oamenilor. Mai știm noi pe unul, Ed Sheeran, care tot așa cu chitara a făcut Înconjorul lumii. Chiar astăzi se împlinesc 10 ani de când a lansat el A-Team, piesa lui, wow, prima lui piesă. Vă dați seama că doar 10 ani au trecut de când s-a lansat băiatul ăsta. Chiar ne-a trimis un tort acum. Da, ai suflat? Încă nu, aștept la prânz. E,
E foarte mișto interpretarea ta. Și eu am aici o coloană pe care bifez când e wow. Adică ori are o nebunie artist, ori, nu știu, îți face pielea de găină sau ceva. La tine am bifat de două ori aici. Că s-a întâmplat de mai multe ori în cântarea ta să simt treaba aia. Și cred că e din felul cum îți folosești vocea. Și cred că la bază, mai în esență, e despre cât de sincer ești când cânti. Tu ai în voce trei caracteristici în afară de ale tehnice. Foarte multă lipsă de griji, foarte multă adolescență și foarte multă speranță. Numai ascultându-te am devenit un pic mai optimist în viață, așa, pur și simplu, știi? Ceea ce e foarte greu. Și asta fără măcar să mă gândesc cine așteaptă pe noi, sper, în etapa următoare. Haideți să votăm că îmi pare da. Că cam asta este. Raluca, începe tu cu dreptul. O să încep eu cu mare, mare, mare da. Mulțumesc. Smile. Andreea, cu mare drag, da. Mulțumesc. Domnul Moga. Aba, da. Mersi. Bun, cu trei de da deja treci mai departe. Eu vin să ți-l aduc și pe a patrulea. Ce frumos să bucură. Ai speranța din Galați. Felicitări. Mulțumesc. Ai speranța din Galați. Ce superbă ești. Mulțumesc mult. Baftă mult. Pa, pa, pa. De când e bine, e bine. Da. Ce să mai vorbim? Ce să povestim? Bă, da, în afară din nota aceea care, da. Într-adevăr, a fost foarte deranjantă. Foarte da. Deranjantă. Nu, mă, eu n-am punctat că a fost deranjantă. Eu glumiesc, foarte cristalină vocea. Plină de optimism. M-am plus și pe mine. Și un pahar fără fund. Dar totuși a reușit să-l umple un pic. Eu m-am simțit mult mai bine după ce a cântat ea. Foarte bună fata asta. Foarte bine. Am luat golden ticket. Asta înseamnă că trec mai departe și sunt entuziasmată. Vreau să văd ce se întâmplă în continuare. Tot timpul când o să mă uit la biletul ăsta, o să-mi aduc aminte că am avut curaj să vin aici. Mi s-a părut mișto. Mi s-a părut cool că a îndrăznit să cânte o piesă arhi cunoscută în alt fel. E și un pic de curaj. Eu zic că are ce trebuie.